40 de țări și va fi și în China și America de Sud mâine după amiază. Da, și avem un sportiv de 18 ani, Florin Pârtea, spuneam, fratele mai mic al minerului Aurel Pârtea. Ei, de fapt, sunt o familie mai mare, acum nu vreau să greșesc exact numărul tuturor fraților, dar îți garantez eu că dacă ești toți pe stradă, fac rapagii că toți sunt practicanții de arte marțiale, fie că e vorba de MMA sau kickboxing. Debutează în această seară Florin Pârtea în kickboxingul profesionist. Așadar, meci important pentru el, are ocazia să ne arate ce poate în această seară, în afara faptului că sunt emoțiile debutului, presupun, într-o astfel de gală, are șansa să obțină privirile tuturor și poate un contract interesant pentru următoarele gale. Abia aștept să văd cum se manifestă în colțul ringului Ionuț Atodiresei, sportivul său Marian Dinu. Este așteptat să intre pe ringă Florin Pârtea, după aceea prezentare generală, acum s-au dus la vestiare și se mai întârzie puțin. Eu știu cum se prezintă în sală, Ionuț. La sală e foarte, foarte activ. Știu, Ionuț a avut o accidentare și a trebuit să stea pe margine, piciorul în ghips, o ruptură, nici mai țin minte. Da, la ligament, exact, a avut ceva la genunchi. Exact, diagnosticul. A luptat așa în China, lovit în China, exact. Și l-a agravat. Și în Japonia și în China. Da. Au fost la scurtă distanță cele două meciuri. Și a avut o problemă de acest gen și se ducea într-o cârjă la sală și când nu l-a ascultat cât un elev arunca cu cârja după ei, era foarte amuzant. A intrat în ring Florin Pârtea, s-a lăsat ușor așteptat, dar este și el la debut, la profesionist, și să-i dăm o circunstanță. Intră acum Marian Dinu, luptătorul lui Ionuț, pitbull Atodiresei. Are și el numai 19 ani acest puști, Marian Dinu. Of the red corner from Bucharest, Romania, Marian Dinu! Da, tânăr și Marian Dinu, el are ceva mai multe prezențe într-un ring profesionist, poate de adversarul său, pentru că adversarul său e la debut. Marian Dinu a mai luptat în astfel de gale cu public, probabil mai familiarizat un pic. Un sportiv interesant și n-a fost și nu este primul al lui Ionuț, pentru că el a mai avut și un undercardul, partea netelevizată a galei, un luptător care a câștigat, să vedem dacă Marian va merge pe aceeași linie. Înseamnă totul mereu în picioare, tot timpul stau drept în cheioan, totul se bazează pe respect, antrenamente grele, trag până nu mai am flag, a doua zi se repetă pe aceeași treabă, doar așa o să-mi iasă perseverență maximă, seriozitate, dedicare, muncă, disciplină, pentru faptul că s-a extins să vă mulțumesc, mamă, tată, nu știți cât de mult pot să vă iubesc. În colțul roșu din București, Maria! Absolut ocotroceni, coleg cumva cu tine acest da, club, suntem, nu? Da, suntem vecini acolo în aceeași clădire. L-am descoperit și noi pe Ionuț Atodiresei acum vreo 3 ani pe acolo, l-am văzut în întâmplător și mi-a spus că are sală în aceeași clădire. A fost și la noi la câteva comentarii, vă aduceți aminte de Pitbull, cel care a îngrozit la un moment dat pe mai mulți luptători din Europa în circuitul local combat, sunt vreo 15 ani de atunci. Și au zis pe suporterii minerului. Da, minerul junior. Da, știi, fratele lui Săuie se spunea minerul, pentru că în sală când i s-a oferit această poreclă, acest nume de ring, toți colegii săi spuneau că atunci când dă cu croșeul, lovește parcă ar da un miner cu târnăcopul într-o stâncă. Atât de tare lovește. Lucian Nedelcu, nu arbitru. Da, cel mai vechi. Mi-a spus așa un fel de secret că s-ar putea să se retragă după această gală. Nu, i-am zis să rămână alături de noi, să nu. L-ai dat în vilac, de fapt, da, gata. E carismatic, e talentat. Îi ține în frupe, da. Sportiv, da? Încă îl țin cauciucurile, nu e vârsta să se retragă, după părerea mea. Minerul mănuși albastre, Florin Pârtea și adversarul său Dinu, cel cu mănușile roșii. Combinații, da, de directe pentru Pârtea, a avut o eschivă, da? Și un croșeu frumos de stânga pentru Pârtea a fost.
un 2 se cere lui Dinu de la Colț. A intrat prima oară în clinch, îi desparte arbitrul. O lovitură sub centură, își va reveni repede Dinu. Lucian Nedelcu l-a verificat pe Dinu, este în regulă. Să rea meciul și Dinu s-a dus peste adversarul său. Ionuț Atodireță nu va vedea doar la colț în această seară, o să și arbitreze vreo 45 meciuri din gală. Lovitură înaltă, a încercat pârta, legat cu două croșe, l-a blocat din urmă Dinu. Pâr cu croșeul se cere lui pârtea. A fost un croșet de stânga lui Dinu, a fost și a lui Curtea, a încercat Curtea acea lovitură din întoarcere cu tălcâiul. Genunchi frumos, croșet de stânga, foarte multă activitate din partea celor doi sportivi. Categoria 71 de kilograme, una dintre cele mai spectaculoase. Nici unul nu cedează, nimeni nu pleacă de la bătaie, din nou două croșe pentru Curtea. Dinu încearcă o lovitură medie de picior, postează și adversarul. Două croșe, pârta, le încasează bine Dinu. Da, am avut impresia pentru moment că e pus în clară dificultate Dinu, dar și-a revenit și ține centrul ringului. Totuși, parcă mai clar în execuție în această primă repriză a fost Florin Pârtea. Lovitor în alta de picior, două, trei croșe. A mai putut să riposteze Dinu pentru că a plecat ușor spre lateral adversarul său. A fost o lovitură mediană a lui Dinu. Acum Dinu încearcă să apropie de adversarul său. Croșe trimise acesta, un genunchi în săritură și se împiedică cei doi sportivi. 25 de secunde din această repriză. O luptă agreabilă oferită de tinerii Pârtea și Dinu. Da, sunt doi sportivi, spuneam, Pârtea are 18 ani, doi sportivi foarte tineri, adversarul său 19. N-au mai avut timp de nicio combinație pe final de rundă și un croșeu la stomac a primit Pârtea exact pe ultima secundă, incredibil. Cum da, se termină foarte bună repriza. Lovitura puternică și uite, are ceva din atodirese acest elev al său. Se reia lupta, mai sunt, da, a fost exact ultima secundă. Nu știu dacă s-a auzit gongul sau. Încearcă să fure decizia din nou pe final Marian acum Dinu și gongul, da, se termină. O primă repriză interesantă între cei doi, câștigată de Marian Dinu, asta pentru că a reușit să-l pună pe final la podea pe adversarul său și a obținut acel knockdown. Revedem momentele importante din prima repriză. Să le reamintim celor care ne urmăresc, da, am văzut această lovitură de stânga la corp și momentul în care a fost numărat Florin Pârtea. Spuneam că sunt 3 arbitri judecători pe margine, se punctează 10-9 pe repriză, adică 10 pentru câștigător, 9 pentru cel care pierde repriza, minus un punct în caz că pici la podea. Cum a picat la podea, Marian Dinu a câștigat, cum a picat la podea Pârtea, Marian Dinu a câștigat cu 10-8 această primă repriză. Runda a doua între Pârtea și Dinu, primul meci de la Gala Coloseum din Polivalentă. Pârtea în dreapta imaginii cu mânușii albastre, contre pe middle kick. Bun pe brațe Dinu, l-a surprins pe Pârtea după ce dominase prima repriză, Vali. Da, a fost o primă repriză bună pentru el, cel puțin în viziunea noastră a avut lovituri mult mai clare față de adversarul său. Norocul, nu știu cum e, vine și lovitura norocoasă sau vine lovitura aia pregătită din greu și, da. Da. Și îți iese la final.
are timp să zâmbesc. Iată, Marian Dinu fața lui Pârta, aceea de genul nu mai lovit îndeajuns, pot să duc. Interesant că la colțul lui Florin Pârta vorbesc vreo 2-3 voci, nu? Sunt vreo 2-3 voci. Da, e fratele său, una dintre voci și asistat și de oameni care se ocupă de minerul, de Aurel Pârta, de fratele lui Florin. Din nou directă de stânga pe plecare a lui Dinu. A ieșit bine din acea zona ringului. S-au împărțit suporterii rivali în partea noastră, sunt cei lui Dinu. Da, a fost un bonus oferit de organizatorul galei, un anumit număr de bilete către fiecare sportiv și tocmai de aceea... Corect. Inițiativă logică. Da, cei din București au reușit să-și aducă foarte mulți fani în tribune. Un 2 și la cap s-a cerut lui Pârta, dar ține distanța Dinu. Acum intră în clinci. Încă o dată o stângă bună la corp trimisă de Marian Dinu. Roșu de stânga pe plecare din nou peste umăr a lovit Pârta. Un 2 se cere lui Pârta să alege loviturile. Ieșea un genunchi în acel clinci. Da, a fost o lovitură bună de aproape trimisă de Dinu. O lovitură care i-a mai adus un punct. Acum se duce peste adversarul său din nou un croșeu de stânga la cap puternic trimis de Dinu. A legat lovitura așa cum s-a cerut din colțul ringului, dreapta, stânga. Să vedem dacă mai poate să roșească. Acum l-a blocat Dinu. Mai sunt 30 de secunde din repriza a doua. Păstrează distanța, Dinu încearcă un high kick, blochează foarte bine Pârta această lovitură. Două directe bune dreapta și a dreapta. Este knockout tânărul Florin Pârta. Incredibil ce pum și-a luat luptătorul din colțul albastru. Are, din păcate, privirea pierdută, este chiar în partea opusă, dar îl vedem foarte bine. Da, puternică lovitura trimisă de Marian Dinu, au fost două directe bune, dar dreapta foarte, foarte puternică, intervine echipa medicală. Își va reveni Pârta după această lovitură. Un knockout foarte, foarte plăcut în acest spectaculos, în această primă luptă a galei noastre. Începem exploziv cu acest knockout în repriza a doua. Da, a fost un knockout pe lovitură de pumn, directă de dreapta. Se interesează acolo Marian Dinu, de adversarul său. Vrea să-i salute stafful, dar este îndepărtat. Marian Dinu își salută el acum suporterii la tribune. Iată, ce directă în plin, în plin, și a luat Florin Pârta. A încasat-o și pe prima, da. A încasat-o și pe a doua. Mult mai puternică a doua lovitură. Și știi ce se striga de la marginea lui Pârtea? Un 2. Asta un a făcut Marian Dinu, da, și da. I-a ieșit. Pe pregătitoare a dat cu stânga moale și a venit cu dreapta exact când vrea să lovească și Florin Pârtea. Se ridică până la urmă puștul care și-a făcut debutul, iată, în kickboxing-ul profesionist. Da, ajutat după... și de fratele său, de Aurel Pârtea. Minerul junior chiar a avut probleme. Winner! By KO in the second round, the red corner, Marian Dinu. Câștigă Marian Dinu. Prima partidă la Coloseu, un primul knockout, parcă lui Marian Dinu, normal. Ok, îi pare rău, dar e ușor milă de adversarul său. L-a luat în brațe, l-a pupat. Sunt doi tători tineri cu viitor în artele marțiale. Ai și câștigător de această dată, Marian Dinu. Noi luăm o scurtă pauză și vom reveni în câteva momente cu partida a doua între Alexandru Voicu și Andrei Ostrovanu. Se bazează pe respect, antrenamente grele. Trag până nu mai am flag, a doua zi se repetă. La aceeași treabă, doar așa o să-mi iasă. Perseverență maximă, seriozitate, dedicare, muncă, disciplină. Pentru faptul că s-a aici, simt să vă mulțumesc. Mamă, tată, nu știți cât de mult pot să vă iubesc.